Inspectoratul pentru situații de urgență Iancu de Hunedoara a fost împânzit astăzi de sute de copii de grădiniță, ciclu primar, gimnaziu și liceu cu ocazia aniversării a 81 de ani de la înființarea protecției civile din România. Cu această ocazie, ISU Hunedoara a organizat Ziua Porților Deschise, precum și o expoziție cu tehnică de intervenție de ultimă generație. Inspectoratul pentru situații de urgență s-a creat în urma unirii Corpului Pompierilor Militari cu Protecția Civilă din România și astfel avem două aniversări importante în viața noastră profesională. Astăzi am organizat Ziua Porților Deschise, deja ne-au trecut pragul sute de copii, sunt încântați și ei și suntem încântați și noi că le putem arăta tehnica de ultimă generație intrată în dotarea inspectoratului. Copiii sunt mulțumiți și încântați să afle cum funcționează autospecialele și toate instrumentele noastre, atât de descarcerare cât și de stingere, precum și modulele de prim ajutor. Copiii au fost într-adevăr încântați de tehnica din dotarea inspectoratului și au inspectat toate autospecialele. De asemenea, au încercat și accesorii reutilizate la stingerea incendiilor, au văzut cum funcționează uneltele de descarcerare, au probat echipamentele pompierilor și s-au jucat cu apa de această dată. Da, e frumos că sunt faine mașinile. Și ce îți mai place? Că dau cu apă, umblă cu multe aparate faine. Îți place aici la pompieri? Da, da, am fost, asta e a doua oară. Și ce îți place de aici, din ce ai văzut? Că îmi place furtunul și mașinile de pompieri. Ai încercat să dai și tu cu apă acolo? Da. Și? A fost greu? Nu. Te-a plăcut? Da. Îți place ce fac pompieri aici, ce ai văzut? Da. Ce îți place? Gleștele ăla mare cu care tăia mașina. Ai mai văzut până acum? Așa, în realitate? Da, anii trecuți când am mai venit aici. Ți-ar plăcea să devii pompier? Din unele motive, da. Care ar fi acelea? Că aș vrea să salve lumea, că aș tăia cu gleștele la mare, că m-aș trobi cu furtunul blocurile înflăcărate. Ai mai fost până acum? Da, la cu grădinița. Grădinița? Și ce-ți place cel mai mult de aici? Mașina de pompieri. Ți-ar plăcea să devii pompier? Nu prea. De ce? E periculos. Eu vreau mai mult să fiu inginer de Lego. Ziua Porților Deschise a fost organizată și în subunitățile din Orăștie și Petroșani, iar numărul total al vizitatorilor a fost de peste 1000.